Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Există o vorbă în viață că atunci când îți vinzi sufletul diavolului, nu vei mai vedea niciodată lumina soarelui. Dacă Halil este cu adevărat îndrăgostită de Oznurcula, ea se va ocupa de el după bunul plac. Dar este decizia lui Halil și este prea bătrân să spună acum că nu știe ce face. Se vede că toată povestea spusă cu Sila nu a fost dragoste, ci publicitate. De aceea se obișnuiesc prin cursă cu acest tip de eveniment. Adevărul este că fiecare a ales ce să facă. Sila este tanara, frumoasa, talentată și îmi place foarte mult maturitatea ei, are clar problemele carierei, se va descurca bine, nu arată ateu, steaua polară este foarte mare. Nu vei ajunge la ea, dar dacă o vei urma vei duce la un port bun. În viața amoroasă alege bine. Halil nu o merită pe Sila, care strălucește prin tinerețe, frumusețe și talent de netăgăduit. Halil nu va scăpa de Oznur, pentru că dacă se decide să facă asta, tu și toată lumea va trebui să-l vezi pe Oznur expunând toate scenele murdare ale lui Halil din Germania, iar acesta va fi sfârșitul final al lui nu numai ca actor, ci și ca cântăreț și model. De aceea timidul și slabul Halil suportă prezența bătrânului Nanuca, Oznur, Nazmie, Hilia, pentru că el însuși nu mai este primul tânăr. Mahasine va fi un alt flirt pentru el, o altă piesă a haremului lui, dar nu cred că ea la vârsta Sila va risca o relație de lungă durată cu el și nici Oznur nu o va permite. Halil este un ticălos și un nenorocit și și-a distrus propria carieră. Dacă de acum înainte cineva îl angajează pentru un rol, acesta va fi secundar. Doar cu Sila Halil arăta ca un bărbat, fără el este ca o moluște. Chiar și aspectul lui s-a schimbat, dacă nu a fost fotoshopat, Halil pare destul de bătrân pentru un bărbat de 40 de ani. Dar aceasta este alegerea lui, personală sau a lui Oznur și Nazmie, nu contează deloc. Motivul pentru care Halil nu părăsește serialul este pentru că are un contract și are credință, iar în al doilea rând, Halil a protejat-o pe Sila și și-a asumat toată responsabilitatea ca soție și el face toate acestea pentru această dragoste și nedespărțit. Sper să nu se întâmple nimic rău pentru a distruge această dragoste care este ca Romeo și Julieta. Cum să nu te desparti de Oznurcula, ea îl ține în brațe Halil, ai pierdut deja tot ce credeai că ești o persoană bună sau dovedit a fi toate aceste reclame, toate acestea sunt o problemă și ridici da, toți s-au săturat deja de această minciună, asta este o minciună dacă ești un bărbat adevărat tabără, ia microfonul și spune sau ți-e frică de Azurecula în jurul șerpilor. Pentru că, după cum s-a dovedit, îl șantajam cu ceva ce nu putea ascunde. Ceea ce ați descris este singura explicație posibilă, corectă și reală a situației la care s-a ajuns. Altă explicație nu există. Aș accentua doar faptul că odată tot se va afla adevărul, spus chiar de Oznur. Ea va fi cea care îi va face publică istoria lui Halil. Chiar dacă este și ea implicată, nu va mai avea nimic de pierdut. În schimb, Halil a pierdut deja totul, a devenit un bătrân ramolit, secat de eforturile de a-și ascunde secretele, și de a posta clipuri și poze în care ne transmite fericirea și satisfacția lui. Este un comportament aproape patologic, care arată că adevărul ascuns are dimensiuni catastrofale. Se pare că sunt fișierele video porno cu Halil pe care Oznurcula obișnuia să-l șantajeze pe Halil și acesta este unul dintre motivele pentru care Halil este încă cu ea. Filmul porno a inclus participarea lui Oznur, despre care se știe că a fost o actriță porno în Germania. Poate că Oznurcula este o mamă bună. Ea a avut 2 soți și 2 copii. Și în detrimentul unui workaholic, a jucat în filme erotice și regizorul filmului a fost surprins că a preluat conducerea fără să obțină nimic în viața ei. Ea muncește din greu cu o anumită parte a corpului.
Halili a devenit cunoscut lui Sila Turcoglu Hari, care are un mare talent în primul sezon și al doilea. Acum dacă vezi că nici nu joacă bine la Anganesa Tanana, nu știu cui este ținut de cula, dar orice ar fi, suntem în secolul al 21-lea. Devine clar că viața lui Halili este o znurcula, fericirea lui este acolo. Sila este tânără, frumoasă și talentată și își va găsi fericirea în viață. Faima lui Halil s-a încheiat când a început sezonul eșuat 3 din Emanet cu o doamnă care nu este actriță. Și acționând după capriciile doamnei, a devenit, la fel ca Yaman Kirimli, marioneta unui bal de femei geloase și lipsa de etică profesională. Halil, regele păpușilor, prin faptul că au făcut sezonul 3 din Emanet și încă este manipulat de o doamnă care nici măcar nu este actriță și vrea să se arate ridiculizându-l. Este asta ca Sila are drumul ei. Halil este departe de drumul ei, succes Dila și multă iubire de la fanii pupici. Asta ca dacă Halil ar fi avut puțin curaj, ar fi parasit încrederea. Cat pentru Sila este o vedetă cu o femeie foarte bună și curajoasă. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.